Trecem acum la Cali Escrima, o artă marțială de origine filipineză care folosește arme tradiționale, săbii, bastoane, sunt mișcări variate și foarte rapide, dar și eficace în același timp. Școala de Cali Extrema sau Arnis, cum se numește, a fost influențată, poate paradoxal, de tehnicile de scrimă spaniolă. În timpul ocupației spaniole a avut loc un schimb de experiență, dacă putem spune astfel, între practicanții de arte marțiale și ocupații spanioli, tehnici care au dus la îmbinarea acestor tehnici, iar ceea ce vedem în această clipă este Cali Extrema sau Arnis, în funcție de zona din Indonezia, de unde provine. Demonstrează maestrii Eric Laniet și Frank Roppers. Tehnicii de Cali au fost prezentate publicului de către Bruce Lee, acesta practica și această disciplină de arte marțială, și apoi Danny Nosanto, care era un practicant bun de Cali Escrima, a făcut cunoscut publicului larg alături de Jeet Kune Do și Cali Escrima. Spune că nu partea de atac este specifică acestui stil, ci apărarea și contraatacul la tot felul de arme aproape convenționale. Este motivul pentru care aceste discipline sunt foarte practicate de către forțele de ordine sau de poliție, de asemenea apar în diferite elemente de pregătire pentru trupele speciale, sunt în schimb foarte cunoscute și aceste bastoane medii pe care le vedem în această clipă sunt sau din lemn natural sau dintr-o varietate de bambus care este apoi prelucrată special de către practicanți. De asemenea pot fi folosite bețe, dacă le putem numi astfel, din metal sau din textolit. Varietate asemănătoare cu Cali este așa numitul Penchak Silat din Filipine, artă care a fost influențată și de tehnicile de arte marțiale din China. Tehnicile se bazează foarte mult pe brațe, proiectări, prize și tehnici de arme. Tehnicile de picior se execută în general asupra părții inferioare a trupului. Simulată parcă o bătălie din vechile porturi între marinari. Tehnicile de cuțit sunt tehnici pentru care aceste arte marțiale au devenit faimoase de-a lungul timpului, mai ales tehnicile de apărare împotriva cuțitului au fost preluate de către diferite servicii secrete. Un deliciul acestor demonstrații, un om împotriva mai multor atacatori, dacă putem spune așa. O demonstrație foarte reușită, elemente tehnice extrem de variate și executate în mare viteză, de asemenea un control perfect al execuției. Foarte concentrați sunt acești sportivi. Foarte multă muncă pentru ca o demonstrație să iasă așa cum o vedeți dumneavoastră. A fost o demonstrație de Cali Escrima și Penchak Silat, făcută de Frank Roper și Eric Laniet.